Clacă la levănțică, sătencele dintr-un sat hunedorean s-au strâns să ajute la culegerea parfumatei culturii. Gazda și-a așteptat culegătorii cu bucate locale, dar și cu bunătăți cum rar întâlnești într-o gospodărie țărănească. Femeile au avut concurență feroce, sute de albine și roiuri de fluturi care erau la cules în lanul violet. Puțin se așteaptă să găsească o asemenea grădină plină cu tufe de levănțică în frumoasa localitate de munte. Cu ani în urmă, Maria a revenit în casa părintească și a decis că vrea altceva decât clasica gospodărie tradițională. După 6 ani de trudă, lavanda este o splendoare. Suntem la prima ediție a unui festival de lavandă și la prima clacă. Nu am mai fost la o clacă din vremea în care eu eram copil și se adună femeile, strângem lavandă, facem diferite produse din ea, sirop, uscăm pentru ceai, copiii fac decorațiuni din materiale naturale și folosim și lavandă. Să ne spui, te rog, ce ai făcut tu acolo? O coroniță, se ia 3 bucăți de lavandă și o încetești pe coroniță. Și cum e coronița asta? E frumoasă? Da. Ia să vedem cum îți stă cu ea. Wow. Ești o prințesă lavandei. Sătencele vin să ajute cu drag la culesul lavandei. Nu este femeie care să nu fie fermecată de această floare. Este o adevărată terapie până și să stai în apropierea lanului plăcut mirositor. Culegem lavandă. E perioada când am florit lavanda și trebuie culeasă. De ce vă place lavanda? E și foarte frumoasă, dar are și calități pentru tratament. E foarte bună lavanda. Este bună pentru pus în haine ca să nu fie moli, pentru terapie, se pot face ceaiuri, sirop, uleiuri, săpunuri din lavandă. Deci este foarte căutată lavanda, e ceva deosebit. Un miros plăcut, zumzetul albinelor. Am o misoare cum să vin să văd, că nu știam ce se întâmplă. Și acum îmi dau seama că e un lucru frumos. Eu chiar optez de viitor să punem în valoare tot ce putem să avem aici în comună. Participanții la clacă s-au răcorit cu o limonadă de lavandă proaspăt preparată în casă. Wow! Ce e acolo? Limonadă. Limonadă cu mentă și lavandă. Cum este? Bun? Da. Super! Claca s-a transformat într-o adevărată sărbătoare a comunității. Pe lângă felurile cu care sunt românii obișnuiți, mesele au fost încărcate de bunătăți locale, preparate după tot felul de rețete deosebite. Aici avem produse locale, toate sunt făcute aici în Balșa, aici avem mălai tradiționali, prăjituri, crune trase în ciocolată, glazurate, brioșe, aici avem flori cu cristale de zahăr, prune deshidratate, smochine deshidratate, mai multe sortimente de brânză de capră, aici, smântână de capră, pâine tradițională cu semințe. Ce avem acolo? O levănțică glazurată și cred că e super aromată. Da. Un deliciu. Deși cultura de lavandă este una inedită pentru zona comunei Balșa, păstrarea tradiției clăcilor a dovedit încă o dată că unește comunitatea. O zi la câmp s-a transformat într-o zi care va rămâne în amintirile tuturor participanților, mai ales că toți au plecat către case cu câte un buchet violet din grădina cu lavandă.